Bună ziua, dragii mei. Astăzi vom vorbi puțin despre iubire și atașament. Este adevărat că dragostea și atașamentul sunt strâns legate între ele, deși există o diferență clară între aceste două cuvinte. Deși chiar dacă majoritatea dintre noi considerăm că dragostea și atașamentul, ca fiind asemănătoare și pot fi utilizate uh, uh, în mod uh, interschimbabil. Uh, aceasta este o concepție greșită. Iubirea. Iubirea este o afecțiune puternică pe care o persoană o simte față de altă persoană. Acest lucru poate varia de la o afecțiune la o pasiune extremă. Dragostea îi permite unei persoane să înțeleagă complet și să aibă grijă de alta dincolo de condiții. Atașamentul cu toate acestea este destul de diferită iubire. Este o legătură puternică care a fost creată între doi indivizi. Acest atașament poate fi pozitiv, dar poate fi și negativ. Un atașament sănătos permite atunci să crească, dar un atașament nesănătos poate fi dăunător. Diferența cheie. Dintre iubire și atașament este că dragostea este îndreptată spre altul, dar un atașament îndreptat este îndreptat spre sine. Ce este dragostea? V-ați întrebat vreodată? Iubirea. Iubirea poate fi, eu știu, descrisă ca o atracție puternică pe care o persoană o simtă pentru altul. Iubirea este profundă și poate lua diferite forme, poate îndruma un individ, nu numai să creeze o legătură puternică cu alt individ, ci să aibă grijă de celălalt necondiționat. Această iubire necondiționată, va implica uneori să-i dăuneze sinelui, cum ar fi cazul sacrificiilor de sine. Iubirea face ca individul să aibă grijă deci, de celălalt. Include, deci, o conexiune emoțională puternică, înțelegere, pasiune și intimitate. Când iubim, dragii mei, pe altul, nu așteptăm nimic în schimb. Avem capacitatea de a fi fericiți la, la succesul altuia și a spera la ce este mai bun pentru acea persoană. Spre deosebire de cazul atașamentului, în dragoste, individul nu este obsedat de fericirea celuilalt, ci de, uh, ci de fericirea și succesul celuilalt. da, să vedem ce este atașamentul. Atașamentul, dragii mei, poate fi definit ca o legătură puternică dezvoltată între doi indivizi. Oamenii. Oamenii se pot atașa de multe lucruri. Poate fi vorba de obiecte fizice, precum bani, case, locuri de muncă, cărți și așa mai departe, sau alte persoane precum familia, prietenii, uh, uh, iubiții, iubițele, iubitele și uh, uh, șirul poate continua. Suntem atașați unii de alții, nu pentru îmbunătățirea lui, ci pentru nevoia noastră de a avea pe cineva. Atașamentele sănătoase pot fi o influență pozitivă asupra individului, întrucât îi permite unei persoane să se dezvolte și să se hrănească. Cu toate acestea, dacă cineva nu are un control adecvat asupra atașamentului său, acest lucru poate duce la un atașament nesănătos. De exemplu, într-o relație, dacă cele două părți suferă și nu din dragoste, dar rămân împreună pentru că le este frică să nu fie singuri, acesta, deci, este un atașament nesănătos. Amândoi își dau seama că nu sunt potriviți unii unul pentru celălalt, dar nu se pot despărți din cauza acestei frici de a fi singuri în astfel de cazuri. Individul se agață unul de altul pentru nevoile sale personale. Ei, dar să vedem care este diferența dintre atașament și iubire. Definiția iubirii și atașamentului. Iubirea, dragii mei poate fi definită ca o atracție puternică pe care o persoană o simte unul pentru celălalt. Atașamentul poate fi definit ca o legătură puternică dezvoltată între doi indivizi. Ia să vedem direcția iubirii și atașamentului. Iubirea. Iubirea este îndreptată către altul. Atașamentul este îndreptat spre sinele cuiva. În dragoste, In, individului îi pasă de altul chiar mai mult decât îi pasă de el. Într-un atașament, individul are grijă de el mai mult decât celălalt. Ia să vedem cum privim în adâncime acest, aceste cum se spune, aceste cuvinte, atașament și iubire. Iubirea, dragii mei, este mai profundă decât atașamentul. Iubire și atașament. O persoană poate fi atașată de cineva fără să o iubească. În astfel de cazuri, dorința este de a-și îndeplini nevoile. Iubirea. Iubirea este altruistă. Atașamentul este egoist. Este condus de frica aceea de a nu rămâne singur. Dragii mei, acesta este videoclipul de astăzi. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul. Mă găsiți pe canalul meu de YouTube. Gabriela Ilinca, pe blogurile mele personale Viața, pe blogurile spirituale Reiki Usui, mesaje dincolo de viață, Gabriela Ilinca Reiki și cei care vor, vreți să luați legătura cu mine pe e-mailul meu gabi.gabriela cu litere mici 58 arond Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul și vă transmit din suflet lumină și iubire. Pe curând, dragii mei.